Robitoc, poți să gust? Sigur. Iac, ce e asta? Iac. Este ulei lubrifiant pentru roboți. E prea mor, prefer totuși ciocolata caldă. Pentru că ciocolata este dulce. Da, de ce îmi plac lucrurile dulci? Ah, e o problemă legată de gust. Hai cu mine să-ți arăt. Da. Haide, prietene, e timpul distracției. Hai cu Adibu, aventura începe. Hai cu Adibu, să înveți cât zece. Hai cu Adibu, nimeni nu te-ntrece. Hai cu Adibu. Gata de aventură. Când te frământă o problemă grea, de ce și cum vei întreba? Cunoașterea stă în puterea ta. Aventură! Hai cu Adibu, aventura începe. Hai cu Adibu, Adibu, aventuri în corpul omenesc. Hai cu Adibu, nimeni nu te-ntrece. Hai cu Adibu. Episodul 10. De ce îmi place zahărul? Limba pare că e acoperită de ciuperci. Sunt papilele gustative. Un fel de bureți ce absorb părți din mâncare și ne spun dacă este dulce, sărată, amară sau acră. Vreau să văd de aproape aceste papile. Voi fi un fluture. Cu toată saliva asta, de-abia mă mai țin pe picioare. Papilele gustative sunt tare ciudate. Nu mai sunt ca înainte. Nu, acestea au un alt rol. Ele zdrobesc mâncarea în cavitatea bucală și... Adibu! Oh, nu! A fost înghițit! Robitoc, m-am lipit de cerul gurii! Ai grijă, Robitoc! O bomboană imensă e chiar în spatele tău! A fost cât pe ce! Să micșorăm naveta ca să putem ateriza pe o bucată de bomboană! Hai, macro-miniaturizare! Vezi tu? Limba este ca un buret de uriaș, gata să colecteze mâncarea. Locul acesta e pentru a recunoaște gustul dulce. Mai sunt încă 3 locuri pe limbă ce recunosc celelalte gusturi. Sărat, aici e pentru amar și aici pentru acru. Bine, vreau să privesc mai de aproape. Adibu, tu mereu pleci și mă lași singur în navă. Da, dar vreau să văd cum funcționează aceste papile gustative. Cred că nu mai are rost să spun să fii atent. Tu ești un fricos, Robitoc. Uite, e sigur. O, Doamne, va fi dizolvat? Și ce este în interiorul acestor papile gustative? Nu am avut timp să verific. Am fost scos afară imediat. Cred că nu ai un gust prea bun. Papilele specializate pe dulce nu te-au plăcut foarte mult. Ei, bine, dacă așa stau lucrurile, să mergem acasă. Înapoi la Celesta! Ai dreptate cu plecatul acasă. Mi se răcește uleiul lubrifiant. Buzi, vrei niște ulei de robot? Să jucăm o festă lui Buzi. Ești de acord, Adibu? Da! Buzi, o să jucăm un joc. Închide ochii și ține-te de nas. O să-ți dau să bei ceva ce n-ai văzut până acum. Dar o bea fără să se plângă. Oh, nu, nu vei vedea ce ai băut. E secret, nu am voie să-ți arăt. Cum ai făcut asta? E simplu, limba nu recunoaște gustul mâncării de una singură. O ajută și nasul. Așa că, atunci când cineva se ține de nas, nu-și dă seama ce a băut sau mâncat. Oh, înțeleg! Deci de-aia nu-mi dau seama de gustul mâncării când sunt răcit! Acum ai înțeles de ce nu recunoști gustul? Atunci când mâncăm, o anumită parte a limbii ne spune ce gust are mâncarea. Dar creierul conștientizează asta și recunoaște gustul doar dacă intervine și nasul. Au dublat în limba română actorii Silvia Gâscă, Mihai Bisericanu. Regia, Laurean German.
Îți plac jocurile? Joacă-te! E revista ta! În plus, primești un CD cu cele mai tari jocuri. Ca să afli mai multe, cumpără noul număr al revistei joacate.ro.